dacă a trecut Thanksgiving, nu au trecut prilejul de a mulțumi continuu lui Dumnezeu. Aceasta este o viață de mulțumire, de altfel cerul va fi locul mulțumirilor. În cartea Apocalipsei întâlnim așa mulțumiri tunătoare, ca glasul multora pe ca tunet, ca buiet, mulțumim lui Dumnezeu. Și suntem chemați să facem repetiție, cum repetă corul nostru aici, facem repetiție pe pământul acesta, cum putem fi niște ființe mulțumitoare lui Dumnezeu. Pentru toate lucrurile vreau să zic. Adică după absolut orice, doamne mulțumesc. Spre exemplu, vreau să încep prin a mulțumi pentru întrebarea voastră. Toți m-ați întrebat sau mulți dintre dumneavoastră, dar în orice caz, cel mai mișcător a fost unul dintre copiii noștri care a venit lângă mine și mă mângăia, s-a uitat la mine și a zis cum simțești? și am zis că simțesc bine tare. Așa i-am spus și m-am bucurat din suflet de lucrul acesta, de întrebarea aceasta. Iubiții mei, prin harul bunului Dumnezeu, trebuie să vă spun că m-am simțit bine și în timpul operației. Chiar am căutat să ușurez un pic stresul doctorului, că era cam încordat. Și mulțumim lui Dumnezeu că ne-a dat prilejul acesta. Bă, mă întorc la adunare după trei săptămâni care în care am încercat să schimb câteva lucruri, prea multe nu s-au schimbat. Știți de ce? Că toate mi se par bune și nu vine să las pe niciunul. Dar prin Harul lui Dumnezeu vreau să confirm că într-adevăr mă simt foarte, foarte bine și continuăm să lucrăm împreună. Mai ales că săptămâna aceasta de rugăciuni are o temă așa de tulburătoare. Și mă prinde pe mine într-o poziție de. Sunt foarte vulnerabil la o temă ca aceasta, având în vedere că am petrecut 50 de ani din viață, s-au împlinit luna trecută, am sărbătorit un pic cu familia noastră. 50 de ani de ucenicie și de ucenicizare. Și când văd o temă ca aceasta adresată Bisericii, și când am văzut că la ultima sesiune a Conferinței Generale au inclus un capitol în manualul Bisericii care Prevede ucenicizarea. Lucrul acesta m-a bucurat peste măsură de mult. De altfel, dumneavoastră știți de ce și cu ce gând am venit eu aici. Cu gândul acesta am venit, ca împreună să ducem Evanghelia în lume. O altă preocupare nu cunosc. Poate că sunt alți oameni specializați în alte direcții. Mă bucur și felicit. Dar în ce mă privește, nu am o altă uh, pregătire și nu am o altă chemare sau trimitere decât aceasta. Uh, când am început uh, drumul meu aici în America, uh, am fost denunțat public de cineva. Doamne, nu -l luați pe ăsta, că ăsta are cinci predici și le ține tot palea pe peste tot. Și Eu nu eram acolo când s-a produs denunțul ăsta. Dar, bineînțeles că nu știu dacă se poate vorbi ceva pe aici care să nu ajungă și la mine. E greu că unul dintre alții ia. Și atunci am mers la Ambon și am spus acum 25 de ani ceea ce vă spun dumneavoastră cu această ocazie și întreaga viață. Am spus așa zic, am auzit că un om al lui Dumnezeu ar fi venit aici și v-ar fi spus că eu am cinci predici, le țin tot pe alea peste tot. Și unii n-au zis că n-a fost așa. Și am zis, problema este următoarea. Eu nu am cinci predici. Eu am o singură predică. Ea se intitulează Hristos și El răstignit. Altă predică nu am, nu voi primi și nu pot să trăiesc pentru o altă predică în viața mea. Poate altcineva are mai multe. Și am spus bisericii atunci ce spun și acum, dacă dumneavoastră doriți un om cu cinci predici, căutați-l, eu nu sunt omul acela. Aici am venit cu acest gând, iubiții mei, ca împreună să punem umărul la carul Evangheliei și să ducem Evanghelia în lume. Acesta, aceasta se numește biserică, numai acea instituție care duce Evanghelia în lume. Cea care face orice altceva sub ceruri, aceea nu este biserică, ci este casa voastră. E cu totul altceva. Biserica Domnului Isus Hristos. Asta a fost uh, în, în prelegerea precedentă. Și bordul bisericii, Comitetul Bisericii, este comitet de biserică în momentul în care face planuri pentru lucrare misionară, uh, uh, organizând biserica și echipând biserica pentru așa ceva. Când se ocupă cu alte treburi, sunt în ilegalitate acești oameni nu sunt comitetul bisericii, ci comitetul nostru. Iubiții mei, rugăciunea mea este ca această săptămână de rugăciuni să trezească în noi această înaltă viziune a trimiterii și chemării noastre de a duce Evanghelia în urmă. Nu știm dacă împreună noastră lucrare va fi lungă sau scurtă, cât va îngădui Bunul Dumnezeu, nu ne trebuie mai mult de atât nici cu o clipă, nici nu vrem să scurtăm cu vreo clipă cât e scris în carte, atât. Dar în acest timp, viața bisericii noastre, prin harul bunului Dumnezeu, trebuie să pulseze totdeauna cu ucenicul și ucenicizarea în minte, a fi ucenic al lui Hristos și a conduce pe alți oameni să devină ucenici ai maestrului, nu ai noștri, ucenicii maestrului, al cărui ucenic suntem și noi, sau ai cărui ucenici. Astăzi avem o prelegere scrisă de președintele Bisericii noastre și m-am bucurat foarte mult de titlul ei. Tedul să scrie, voi merge să fac cu ce nici. pentru că i-a trecut așa prin minte, m-a rugat în inima mea, ajută-l, Doamne. Pentru că dacă ar fi doar acest cuvânt, voi merge să fac cu ce nici, n -ajută prea mult. El trebuie să fie totdeauna urmat de... Uh, Părul de pe capul lui Samson în viața lui Martin Luther, care au fost cuvintele? Nu, 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 nu. Dacă zicea doar aici stau, nu pot face altfel, l-ar fi luat moartea. Asta este răspunsul. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Aceste cuvinte sunt cele care au născut și. Au aprins reforma Evangheliei în lume. Fără aceste cuvinte, venea un capsoman acolo care spunea, aici stau și nu mă schimb altfel și așa mai departe. Și erau vorbe de capsomană. Dar când au fost însoțite de cuvintele, așa să-mi ajute Dumnezeu, lucrurile acestea au căpătat putere de jurământ. Și, într-adevăr, Dumnezeu a făcut ca prin acest călugăr vorbit într-un fel sau altul și prin noi toți Evanghelia să ajungă până la marginele lumii. Voi merge să fac ucenici. Nu o să citim prelegerea, am scris, pe, am scris bordului și celor care vor preda aici, nu, nu, nu veni să citiți aici. Oamenii nu sunt analfabeți ca să veniți dumneavoastră aici să citiți. Nu, oamenii nu sunt analfabeți citiți, învățați bine lecția, asimilați-o sufletește și aduceți în mijlocul adunării înțelesul. Acesta este rostul. Știți de la cine am învățat treaba asta? Treaba asta am învățat-o de la Ezra. Ezra scrie în cartea lui Nemia, capitolul 8, versetul 8, ei citeau deslușiți, deslușit în cartea legii lui Dumnezeu și îi arătau înțelesul ca să-i facă să înțeleagă ce citeau. Cu cititul acesta, cu înjosirea omului, coborârea lui la nivelul unui analfabet, asta se întâmpla în China. Mergea cu autobuzul, în timpul lui Mao, autobuzul aglomerat, mame cu copii, oameni bolnavi, oameni obosiți care dormeau. Deodată se scula un nene, lua cărticica roșie în mână, în autobuz, în piață, oriunde, în fabrică. Se scula un nene, venea un duh peste el, lua cărțulia aceea, o deschidea imediat a lui Mao și începea să citească. Mama trebuia să întrerupă alăptarea în clipa aceea, n aveai voie, în prezența lui Dumnezeu trebuie să... El citea din carte, nu înțelegea nimic, în individul ăsta care citea, dar el citea din carte. Atunci întrerupea mama alăptarea, unul care dormea era lovit în cap de un altul, trezește, te băi frate, fii atent că citește aici chairman mă. și toată lumea bolnavă trebuia să uite de orice. Li se citea în autobuz, în piață, în fabrică, oriunde. Iubiții noi nu suntem chemați la așa ceva, ci la altceva. Biblia spune, înțelegi ce citești, frate. Chiar azi dimineața când am avut noi școala de sabat, am discutat cu privire la doctrina iadului. Și John Stott, marele om al lui Dumnezeu, spune așa, domne, când citești cuvintele astea, Dumnezeu torturând oameni pe milioane de ani, domne, când citești cuvintele astea, te gândești la ce citești? Crezi ce spui acolo, procesezi, înțelegi ce citești, vrei să înțeleagă oameni? ce vrei să înțeleagă oamenii ăștia care sunt în bancă. Iar dacă e adevărat că înțelegi, ar trebui să nebunești când cobori de la ambon, ar trebui să fii nebun la cap ca să gândești că Dumnezeu va tortura milioane de ani și așa mai departe. Asta spune Marele al lui Dumnezeu, înțelegi ce citești. Aceasta e întrebarea lui Filip. Nu eu am citit Biblia de, um, de atâtea ori, nu, Filip nu l-a întrebat pe etiopian de câte ori a citit Biblia. Sau dacă citește Biblia. Regele Etiopiei a mâncat o Biblie. A mâncat-o că a zis că dacă... L-a și... da. întrebat, înțelegi lucrul ăsta? Stai puțin, stai pe loc. Eu mă că l-am întrebat pe un băiat care înjura de Dumnezeu. Și am spus, zic, oprește puțin. spune -mi și mie rar și încet ce ai spus că vrei să-i faci lui Dumnezeu. Zi, începi. Paule, o săracul de răspus, Doamne, zice, sunt animal, nu sunt om. El înjura, dar nu se gândea la ce înjura. Unul vorbește, dar aici nu se gândește. La... Unul ascultă, unul îi spune, altul ea... Dom'le, înțelegi ce spui, înțelegi ce vorbești, înțelegi ce gândești. Aceasta este înalta noastră chemare. Acum, iubiții mei, aș dori să răspundem acestei chemări a lui Dumnezeu. Chemarea nu se adresează a adunării acesteia. Cine va merge pentru noi, zice Domnul. Chemarea nu se adresează a adunării. Chemarea se adresează unui singur om și omul ești tu. Dumnezeu nu a cerut aici un cor care să cânte o cântare, ci a cerut un răspuns personal din partea fiecăruia și răspunsul acesta personal l-a dat Isaia. Dintr-o lume, între cine merge pentru noi, a fost întrebarea. Și Isaia a zis, iată-mă, trimite-mă. Și tu și cu mine răspundem în sufletul nostru personal, individual, acestui apel al lui Dumnezeu. Cine va merge pentru mine? Și tu îi zici Domnului în sufletul tău. Nu-i nevoie face niciun fel de declarație. Tu îi zici Domnului în sufletul tău. Iată-mă, trimite-mă. Sau îi vei spune, am de îngropat niște chestii vechi pe care le am, trebuie să mă duc la... M-am de dezgropat niște altele care le-am îngropat sau am de cumpărat niște boi și mă duc să îi probez în viteza a treia să vă cum merge. Ai putea să spui fel de fel de lucruri în suflet? Probabil că nu le vom spune literal, dar sufletul nostru răspunde lui Dumnezeu într-un fel sau altul. Cuvântul Domnului din... Nume de la capitolul 14, versetul 40, ne arată taina cuvântului pe care l-am citit. Noi vom merge, voi merge să fac ucenici. Este un răspuns personal acesta, un răspuns individual. Omul care ne-a scris cuvintele acestea a luat acest angajament în fața lui Dumnezeu. Voi merge, este vorba de persoană. În capitolul 14 din numerii, Biblia ne spune că nu, nu se merge oricum. După ce scoadele au mers în Canaan și au venit înapoi cu raportul acela negru ca sufletul lor. Și după ce poporul lui Dumnezeu, noi nu discutăm de iscoade, dumnealor au tribunalul, dumnealor au fost, a murit de o moarte nepraznică pe loc. Autorul întoarcerii la 40 de ani în deșert nu sunt iscoadele. autorul este poporul care a jelit toată noaptea, a țipat, el este acela care a cumpărat nu de la Iosua și Caleb, ăștia li s-a părut demodați și așa mai departe, ci de la ăștia care sunt realiști. Uite, frate, realiști, au zlăcut cu uriașii lângă ei. Îți dai seama unde ne trimite până la moarte. Poporul a cumpărat de la ăștia și nu de la cei doi. Poporul nu are nicio scuză niciodată pentru faptul că alege rău, fiindcă Dumnezeu a prezentat și binele. Și el nu are scuze pentru lucrul acesta. Dar să vedeți ce se întâmplă în oameni. Aceiași oameni care au jelit toată noaptea, au țipat, au dezgropat morți, au îngropat morți, toată noaptea a fost o revoltă terie. Aceiași oameni dimineața au alt duh. Mergem! Gata, zice! uitați, uitați ce scrie aici, în numerii 1440. Suntem gata! Oh! Nu e rău să fii gata! E foarte rău să fii gata la net timp. Să nu fii gata când trebuie și să fii gata când nu trebuie. Când te-a chemat Dumnezeu să fii gata să faci lucrarea aceasta, ai zis că nu ești gata. Bine. Acum, când a trecut secerișul, vara a trecut secerișul și s-a terminat, acum, deodată, ești gata. Ceea ce arată că ai fost sub un fel de spell. Ai fost sub o vrajă care te-a ținut vrăjit la cap acolo că nu poți să faci asta și totodată te-ai trezit ca din beție, ca din alcool și hop, că ești gata. Suntem gata să ne suim în locul de care a vorbit Domnul. Că ce am păcătuit. Serios? Ați păcătuit și v-ați pocăit de păcatul ăsta? Da? Păi ce căutați acolo înapoi când Dumnezeu v-a spus porniți în deșert, dacă ziceți că v-ați pocăit? Ce pocăință este asta? Cine o primește? Nici oamenii, dar Dumnezeu nici atât. Nu, vrem să mergem acolo. Moise le răspunde. Pentru ce călcați porunca Domnului? Păi dar nu, suntem gata pentru lucrare. ne-a spus să, merge, să mergem, și gata, suntem gata. Nu, no, nu, no, nu, no, nu, no, porunca e alta. Intră în deșert 40 de ani acum. Pentru ce călcați porunca Domnului? Nu veți izbuti. Nu încercați. Nu veți izbuti. Nu vă suiți. Fiindcă Domnul nu este în mijlocul vostru la suire. Este în mijlocul vostru la mers în deșert. Domnul nu este în mijlocul vostru. Nu căutați să fiți bătuți de vrăjmașii voștri. Odată ce v-ați abătut de la Domnul. Domnul nu va fi cu voi. Dar ei cu toate acestea au fost gata, zeloși, plini de zel, au pornit și au fost omorâți până la ultimă. N-a scăpat nimeni. De norocirea aceea, nimicire s-a numit dezastru, distrugere. Adică nu e totul, voi merge să fac ucenici, și în marea întrebare este cine e cu mine. Dacă mă duc în puterea mea, nu voi face nimic. Este o istorie puțin hazlie în Evanghelie. De la un moment dat, ucenicul Petru își cam pierde direcția cu ucenicia, cu apostolia, nu mai vrea să mai fie nici apostol, nici cu Isus, nu mai e nimic. Omul vrea să se întoarcă la... Și atunci face o afirmație în fața la toți apostolii, el. Urmăriți-l atent. Și au zis ce zice el aici, în versetul 3 din capitolul 21, din Ioan. Auzi la el: Simon Petru le-a zis: Mă duc să prin pește. Dacă a asculti pe cineva, mă duc să prin pește. Bunica mai avea o vorbă, să-ți ajute Dumnezeu, mamă, că nu credea ce spune Mă duc să prin pește. Scrie Scriptura mai departe ucenicii care a fost cu ei, mergem și noi cu tine. Nu e nimeni acolo care să-i spună, frate Petru, ai uitat să spui, so help me God. Așa să-mi ajute Dumnezeu, ai uitat să zici treaba asta. Te duci să prinzi pește? Să-ți ajute Dumnezeu. Fără să spui ca Dumnezeu să fie cu tine, fără să te rogi, nu ești de acord cu Iacov care a spus, nu mai spune că voi face cu tare sau cu tare lucru, despărțit de Dumnezeu, nu poți, nu poți, face nimic. Și atunci scrie Scriptura că au mers ei acolo și au ieșit, au intrat într-o corabie și mă duc să prin pește. Și versetul spune, n-au prins nimic în noaptea aceea. Cum trebuia să zică, și cum trebuie să zică un om care nu, nu spune, să o help me God, așa să-mi ajute Dumnezeu. Cum ar trebui să spună Petru aici, că el n-a pomenit de Dumnezeu nimic? Cum ar trebui să spună el aici? Mă duc să prin nimic. Dacă zicea vorba asta, lumea ar fi spus dimineața, ai văzut bă, că s-a împlinit. Ce a spus asta, a prins? Nimic. Mă duc să prin nimic. Pentru că a plecat fără Dumnezeu într-o lucrare a lui Dumnezeu, a plecat pe baza ta sau pe baza omului sau pe baza diverse, fără Dumnezeu lucrul acesta spune ziceau umblat după lucruri de nimic, au ajuns ei înșiși de nimic. Iar Mântuitorul îmbracă toate acestea în cuvintele, despărțiți de mine, puteți face nimic. Indiferent cât de bună suntem, gata să facem asta, gata să facem lucrarea aceasta. Dimineața, după o noapte de pescuire fără Dumnezeu, mă duc să prin pește, n-a prin nimic. Dimineața, pe țărm, Stătea Iisus. Aveți ceva de mâncare, îi întreabă. Nimic. Da. Atunci aruncați mreaja în partea dreaptă. În momentul în care cuvântul Domnului spune aruncați mreaja în partea dreaptă, au aruncat-o și nu mai puteau trage de mulțimea peștilor, atunci ucenicul pe care îl iubea Iisus a zis lui Petru că Petru zise să mă duc să prim pește. Atunci ucenicul pe care îl iubea Iisus ăsta, Ioan, îi zice lui Petru, e domnul, dar azi am plecat fără domnul la pescuit, nu merge. Ucenicia este chemarea vieții noastre, ducerea Evangheliei în lume este rostul nostru de a fi. Aceasta definește o biserică. Ați observat în ce constă chemarea? Am fost chemat de Domnul. La ce? Bun. Zice, uh, am ascultat mărturii de creștini. Domnul m-a salvat. Bine, foarte bine. Azi dimineață se discuta aici. Uh, suntem salvați sau nu suntem salvați, avem viața mea. Uh, domnul m-a salvat, spune cineva. E rău sau bine cuvântul ăsta? Foarte bine. Dar altă întrebare. Din ce te-a salvat, frate? de nimic, sunt tot același. Păi atunci nu te-a salvat nimeni. Nu e niciun fel de salvare aceasta. Tu trebuie să știi din ce ai fost salvat. Abia atunci poți să spui, aduceți trupurile voastre ca o jertfă vie, este în prelegerea noastră aici. Da, asta ce înseamnă? Păi așa o vorbă, înțelegi ce citești? Înseamnă să-ți aduci în pici, Jertfă lui Dumnezeu să-ți aduci gândul. Asta înseamnă aduceți ființa voastră. Nu așa o vorbă fără noimă. Aduceți gândirea voastră, jertfă lui Dumnezeu. Păi vorbele astea care vreau să le spun eu acum sunt ale lui Dumnezeu sau sunt o creație, cine știe. Când s-au coborât pe țărm, au văzut acolo jăratec de cărbuni, pește pus deasupra și pâine. Iisus pregătise breakfast Micul dejun pentru pescari dezamăgiți. Însă dezamăgirea lor s-a transformat într-un triumf extraordinar. Ei care credeau că s-a terminat cu businessul lor, uite cum ne spunea la povestea copiilor aici, s-a terminat cu tricourile și cu toate, ei care credeau că s-a dus tot, deodată de, de la talpa lumii, de la cel mai jos nivel, n-am prins nimic, suntem ultimii oameni, au fost ridicați la cel mai înalt nivel, datorită faptului că acolo a fost prezent Isus. Dumnezeu are un plan și cu noi, și cu noi ca individ, fiecare în parte are o lucrare de făcut. Ne spunea fratele Nelu Tănase azi dimineață despre o soră dintre noi, uite ce face femeia aceasta. Dar aș vrea să vă întreb ceva. În ce consta amvonul tabitei sau dorca? În ce consta amvonul acestei Era pastor femeia asta? Nu, no, păi nu mai cu frații ei, nu, nu. Era? Aveam bun femeia aceasta? Da sau nu? Da! Păi când a... <gură> Sigur că da. Păi momentul când, a... <coughs> când, a... Pardon, când a murit, ei au arătat amvonul ei, imediat. Și a spus, știi cum a predicat femeia asta Evanghelia, acum? Păi ce haine la oameni amărâți. Oh. Nu trebuie am unul ăsta de și de așa cu... Păi, să fie unul așa de tăcut, așa de neștiu de nimeni, așa de... Uh, păi ce să fac eu că așa, eu nu mă pricep eu la chestii. dar doi bănuți ai, păi doi așa avea, că da, asta, sigur, tot lucrul ăsta. Și ea da cel mai mult, deși avea cel mai puțin. E, sunt chestii în care se amestecă Dumnezeu și El transformă foarte puținul în minunat, în foarte mult m-am întrebat uh, ce am putut eu vorbi în prima mea zi când am venit la biserică, peste 50 de ani în urmă, a doua zi am plecat să vestesc cuvântul. Am trecut Dâmbovița, m-am dus în niște sate vecine acolo. După ce petrecusem la biserică o singură oră, vineri seara, am fost acolo și am ascultat predica, nici nu știu, uh, n-aș putea să indic spre ceva, dar am mers am mers acolo. Știu că am vorbit toată ziua cu oamenii, știu că am ajuns într-o adunare de duminică, știu că am întâlnit un bătrân cu barbă, mi-aduc aminte foarte clar ziua aceea cu bicicleta, era am stat de vorbă despre Domnul. Dar ce să spui, frate, dacă ai fost de câte oră, n-ai citit Biblia, n-ai făcut, ce să spui? Păi Domnul nu ți-a spus cât să spui, ci du-te cu puterea pe care o ai. Păi n-am -am decât doi bani. Du-te cu ăștia, frate. Dacă ești omul lui Dumnezeu și te încrezi în Dumnezeu, du-te cu ce ai. Și să vezi ce face Dumnezeu, din ce ai. Du-te cu ceea ce ți-a încredințat el. Biserica a fost organizată, este o altă idee din prelegerea noastră, a fost organizată prin așezarea apostolilor și a diverselor uh, slujbe în Biserică, dar nu era organizată pentru misiune Biserica. Nu? No? Abia când a izbucnit un scandal între băduvele care vorbeau grecește și cele care vorbeau evreiește, cum se întâmplă prin bisericile Sfinților, abia atunci când vorbim limbi diferite că ăștia vorbeau grecește, ăștia și vă dați seama să te cerți cu un grec. Nu știu dacă ne înțelegem. Dar a izbucnit treaba aceasta și atunci scrie Cartea Faptelor Apostolilor. După ce s-a iscat criza aceasta în biserică și neînțelegerea aceasta, cei 12 apostoli au adunat mulțimea ucenicilor și au spus așa. Nu este potrivit pentru noi să lăsăm cuvântul lui Dumnezeu și să ne ocupăm de conflicte între văduvele care vorbesc grecește și cele care vorbesc evrește. Asta e o diversiune. Asta este o capcană. A doua capcană era cu Anania și Safira. Într-o biserică, diavolul are o singură țintă care e pe spatele bisericii, pus acolo. Să nu se săvârșească lucrarea de vestire a Evangheliei în lume. Să fim atât de ocupați, de absorbiți, de chinuiți înăuntru biserice să nu ne treacă prin cap să mergem să ducem Evanghelia în lume, nici atât să invităm pe cineva care să vină încoace, din potrivă să vină momente în care cineva să zică, Doamne, bine că n-a venit ăsta azi la biserică, Oleu. Bine că n-a venit. Este o singură țintă pe care o are diavolul. Lucrarea de vestire a Evangheliei. Știe și el ce știe Dumnezeu, că o biserică nu trăiește decât dacă este duce Evanghelia în lume, dar dacă, dacă, poate să distrugă această lucrare, prin a ține biserica ocupată, nu e nevoie neapărat să se certe văduvele cu grecește, cu cele cu evrește. Nu e nevoie. E nevoie să ne ocupăm numai de noi. Poate cu lucruri bune, ne cântăm unii altora, ne predicăm unii altora, suntem aici și așa, așa mai departe. Ne lăudăm unii pe alții, ne înălțăm unii pe alții, ne batjocorim unii pe alții și așa mai departe. Să fim ocupați unii cu alții. Acest lucru este, acestea sunt dintre instrumentele diavolului, sunt mijloacele lui de a paraliza o biserică. Prin Harul lui Dumnezeu, adunarea noastră nu va cădea sub vrăjitoria aceasta. Și aș vrea să adresez un cuvânt diversioniștilor. Dacă atunci când ai de gând să faci ceva sau să vorbești ceva sau dacă dai în sfârșit ai fel de fel de răspunderi de un fel sau altul și îți dai seama pe lucru pe care îl faci. Abate atenția de la chemarea lui Hristos. Mergeți în toată lumea, dar în gură. Amână problema aceea, las-o pe seama lui Dumnezeu până îi vine vremea. Niciodată nu faci, ați observat cumva pe David discutând cu frații lui după atâția ani, 20 de ani de, de, de purtare criminală față de el, în momentul omul acesta împlinea un vis al lui Dumnezeu cu el. L-ați văzut pe el? Iosif, Iosif, l-ați văzut, văzut pe el judecându-se cu frații lui, cine a zis mă să mă arunce în groapă? Care a zis mă, pe 30 de arginți, cine a fost mă care a făcut? Tar... L-ai uitat mă când ai zis nu știu ce și ați uitat că n-am venit cu mâncare la voi și m-ați aruncat în groapă și ați auzit așa ceva la omul lui Dumnezeu? Aceasta este subuman spiritual vorbind. Omul spiritual niciodată nu apelează la așa ceva. Ați văzut ce frumos a vorbit el? Cred că v-ați gândit să faceți rău. Dar Dumnezeu, acesta este punctul central. Acesta este, este the reason of the season. Și cu ajutorul lui Dumnezeu aceasta a rămas. Discuția cu frații durează două secunde, trei secunde. Discuția despre Dumnezeu rămâne în istorie. El este punctul central. Și atunci apostolii spun, ne dăm seama că e vorba de o diversiune aici. Știm că sunt surori și cele cu grecește, sunt surori și cele cu evreiește, dar știm că acest conflict este îndreptat pentru a paraliza energiile bisericii în vederea evangelizării lumii. Și atunci apostolii zice, nu vom cădea în această capcană. Nu este potrivit să lăsăm cuvântul lui Dumnezeu ca să slujim la mese, de aceea, fraților, alegeți dintre voi șapte bărbați, vorbiți de bine prin de Duhul Sfânt și înțelepciune, pe care îi vom pune în slujba aceasta, iar noi vom stărui necurmat în rugăciune și în propovăduirea Cuvântului. Aici s-a organizat Biserica Creștină pentru misiune. Atunci este organizată Biserica noastră pentru misiune, în momentul în care ea. Așa cum a spus Mântuitorul, lasă morții să-și îngroape morții. Tu du și vestește împărăția lui Dumnezeu. Nu e puiza nicio clipă din viața ta cu lucruri nefolositoare. Te ferești de întrebări nebune și nefolositoare, pentru că tu ai o chemare. Mergeți, nu vă opriți pe drum să discutați cu lumea, una și alta, oamenii au diverse, voi aveți o chemare. Și chemarea voastră aceasta este. Iubiții mei, închei prin a cita epistola către romani. Aceasta nu e o chemare specializată. Uh, unul și altul care are darul. Nu, toată lumea are darul. Fiecare i-a dat Dumnezeu darul. Dacă cineva nu are dar vinovat, e Dumnezeu. Nu se întâmplă așa. Nu, fiecăruia i-a fost darul. Dar noi toți avem un numitor comun. Suntem datori vânduți cu chemarea aceasta. Știți de ce? Pentru că și pe tine te-a chemat cineva la credință. Și pe tine te-a chemat din întuneric la lumina sa minunată, iar tu când te-ai văzut aici, nu-ți mai pasă. Află ceva. E un mare privilegiu să te cheme cineva din întuneric. Fie că au fost părinții tăi sau biserica sau vecinul. Sau e un mare privilegiu, dar vă spun că aceasta este o datorie, de fapt te faci dator. Este un împrumut la banca cerului. Ești dator să plătești înapoi chemarea aceasta care ți-a fost adresată ție. Și dacă nu o plătești, spune Pavel, vai de mine dacă nu fac lucrul ăsta. Să nu datorați nimănui nimic, afară de datoria de iubire către Dumnezeu și către oameni. Ești dator să faci lucrul ăsta. Nu privi aceasta ca o sarcină pe spate, ca un, ca, nici măcar ca un privilegiu eclesiastic. E o datorie care trebuie plătită. Nu trebuie să pleci din lumea aceasta cu datoria aceasta neplătită. Cum când Dumnezeu îți creează împrejurări să-ți poți plăti frumos datoria. El știe ce are de făcut. El vrea să vadă că tu vrei să plătești datoria aceasta înapoi. Ești dator și față de oamenii care ți-au pregătit o clădire ca aceasta și... Au pus darurile lor aici ca să zidească ce se vede. Acum trebuie să pui și tu ca să pregătim pentru altcineva în altă parte, ca și altul să aibă, ești dator să faci lucrul ăsta. Trebuie înțeles așa ceva. Și după ce ați făcut tot ce trebuie, a făcut, trebuie să spuneți? Am făcut? Ce eram dator? Nu e niciun spectacol. Am făcut ce eram dator să fac. Și nu numai față de oameni ești dator ești dator față de Dumnezeu. Fii atent. Iertați-vă unul pe altul cum v-a iertat Hristos. Ești dator să ierți. Nu face pe neprihănitul că ierți și că uiți și că nu face chestia asta. Ești dator să faci așa ceva. Și vai de mine dacă nu fac lucrul acesta. Cum v-a iertat Hristos pe voi, așa să vă iertați voi. E o datorie treaba aceasta. Și este o mare nerușinare. Mare nerușinare să împrumuți de la cineva ceva și după aceea să te faci că nu-l cunoști, cum îmi spunea cineva, mă ocolește continuu, frate. Sunul nu răspunde, uite, mă ocolește continuu. Și am făcut prostie și am împrumutat. Mare rușine. Cel puțin o rugăciune de mărturisire. Iartă-mă, Doamne, nevrednicul și nemernicul. N-am plătit înapoi datoria care am... N-am iertat cum am fost iertat de tine. Au zis că ai virtuți, că ești răbdător, că nu știu ce, serios, ești dator cu treaba asta, mă frate. Câtă răbdare a avut Dumnezeu cu tine, frățioare? Și răbdarea ta unde e? Te așa ca benzina și... Unde e răbdarea ta? Cum Dumnezeu a avut răbdare cu tine? Tu ești dator să ai răbdare cu aproapele tău. Ești dator, după ce ai avut toată răbdarea imaginabilă, trebuie să spui, am făcut ce eram dator. Atât. E nimic altceva. Acesta e cuvântul cu care încheiem astăzi. Eu sunt dator. Și grecilor, și barbarilor, și celor învățați, și celor neînvățați. Acesta este semnul sfârșitului. Sfârșitul nu are semne așa cum le dăm noi pe ecrane. Pe sfârșitul are un singur semn. Ucenicii au întrebat care va fi semnul venirii tale. Iisus nu a spus semnele, semnul și când a spus aceasta, El a zis, Evanghelia aceasta se va predica în toată lumea spre mărturie, ăsta e semnul. Dar mai sunt semne, războaie, cu tremure, vezi de războaie, uite, e statistici, una, alta. Nu, nu, vedeți, să nu vă înspăimântați cumva de lucruri de felul ăsta. Sfârșitul nu va fi atunci, a spus Isus. Nu credeți lucrul ăsta. Credeți-mă pe mine, a spus Domnul Hristos. Evanghelia se va predica în lume, atunci va veni sfârșitul. Și noi suntem aceia care contribuim la acest semn. Asta nu este un semn fatal, este un semn la care noi contribuim. Noi grăbim venirea Domnului, așa cum scrie Petru, așteptând și grăbind prin mărturia pe care noi o ducem în această lume. Ieri am avut harul să fiu împreună cu o adunare care se ridică din ce în ce prin harul Domnului. Și pastorul adunării mi-a cerut la sfârșit, frate, a cerut un fel de jurământ. A fost o audiență destul de frumoasă și mi-a cerut un fel de jurământ. Pastorul a zis, zice, frate, vă rog, anunțați aici pe site, spuneți acum să vă audă toată lumea că n-ați vorbit cu mine înainte de predica pe care ați ținut. Puneți treaba asta, vă, eu vă spun eu de ce, dar nu, dar acum spuneți treaba asta. Pe cum aș îndrăzni să spun eu că am vorbit eu cu tine, de când mă rog eu la intea, la vreun om, zi și mie ce să predic sâmbătă asta, pe cine să mângă, pe cine să ating sau să lovesc, unde este Duhul Sfânt în cazul ăsta? Și am spus, fraților, nu mă întrebați așa ceva, e rușine ca un predicator să vină la vom cu o predică montată de cineva. Așa ceva nu se poate face. Am dat mărturia aceasta înaintea lor și atunci pastorul a mulțumit lui Dumnezeu și audințe și a spus cum a venit dânsul la credință. Zice, eu eram un om în căutarea lui Dumnezeu. Vă spun lucrul acesta ca să învățăm să ne purtăm în casa lui Dumnezeu. Și a zis ucenicul, învață să te porți în casa lui Dumnezeu. Și zice, am venit la biserică din cauza nesiguranței vieții mele, zice, am venit la biserică cu tatuajele pe mine, aveam niște ciocați așa în tur și am avut niște pantalon, cu un, picior mai scurt, unul mai lung, fel de fel de chestii și aveam cinci pe o mână și aveam lanț, așa vreau cum mă văd ăștia să, să, să nu miște unul. <gângânt> Nesiguranța vieții lui sărac. Se apara și el cu tinichiele, cu zdrențe, cu... așa, asta, asta este. Și spune dânsul, zice, m-am întâmplat chiar la biserică unde e fratele dumneavoastră Mihai, m-am dus acolo într-o sumă și aveau sfânta cină. Și nu știu ce s-a petrecut cu mine, domnule, dar atât mi-a răscolit sufletul, atâta mi-a, cum amintea Ovidius de copiii noștri, atâta, mi s-a schimbat sufletul și am simțit atracția asta și m-am ridicat în picioare și le-am spus acolo la biserică, domnule, vreau să iau și o împărtășania. Și atunci au fost niște frați după în Iran sau după în Irak, nu, erau din România, dar erau, știți voi, așa și... Ei s-au ridicat și a spus, nu, așa ceva. Fratele meu săracu a pățit-o rău de tot. Ce să fac atunci, vorba lor oboam, a vorba lui Roboam, s-a îndreptat și el spre alții. Păi ce ziceți? Și diaconii mai tineri, băieți cu gândiri, au spus, frate, vorbiți cu omul, explicați ce este Sfânta și dacă omul spune, da, cine suntem noi? Manualul bisericii spune că noi avem sfântacină deschisă, dar cetățeanul din Orient spune nu, 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 nu. Eu hotărâs să nu fie deschisă, eu dau cui vreau și cui nu vreau, nu dau. Și el își face de cap. Ca de o tref, zice, își face de cap în biserică. A zis Ioan ce să-i spun ce face. Am să-i spun și i-a spus acolo în epistolă. Atunci băieții au spus, frate, explicații frumos. Și dacă omul Iubiții mei s-a dus la el, i-a explicat frumos, uite, asta este cina Domnului, știu, am înțeles din predică treaba asta, cu spălarea piciorului, cu tot, am înțeles din predică, dar la ce ai spus l-am văzut acolo? Poftiți și serviți. Iubiții mei a servit acea cina Domnului, a doua zi a venit îmbrăcat așa ca dumneavoastră, a doua ocazie, a treia zi s-a dus la seminar la Sagunto și azi este pastorul bisericii din Barcelona. Pentru că a fost acolo niște oameni care au dat la o parte din ușă pe cei care blocaseră. dați pe la o parte, dați drumul, lăsați omul acesta. Adunarea noastră este chemată de Domnul să fie o adunare primitoare, cu suflet deschis, o atmosferă care invită oamenii aici. Și să fie de așa natură încât să ai curaj să inviți copiii tăi, nepoții, vecinii, prieteni. Domne, ce faci să mă dă Păi hai să mergem să ne întâlnim împreună. Mergeți în toată lumea, a spus Domnul Hristos, vestiți Evanghelia oricărei făpturi și nu uitați, toată puterea mi-a fost dată în cer și pe pământ, a spus El. Îți mulțumim, Doamne Iisuse, îți mulțumim mult pentru puterea pe care Tu ai așezat-o asupra lucrării Tale, toată puterea. Acum te rugăm, Doamne, să găsești în primitoare între noi, care să răspundă chemării Tale cu iată-mă, trimite-mă și să faci, Doamne, ca rodul lucrării tale să încurajeze pe mulți oameni care și-au pierdut nădejdea. Ne închinăm și îți mulțumim prin Domnul Isus. Amin.